Deschidem în numele Domnului Iisus școala de sabat, intonând imnul 222. Tu ești, Doamne, păcii stâncă. Mulțumim că Tu ne-ai chemat să ne întâlnim cu Tine, îți mulțumim că Tu dorești să ne deschizi Cuvântul Sfânt. Doamne, deschide-ne și inimile față de acest cuvânt și deschide-ne inimile față de chemarea Duhului Sfânt și inspirația Sa pentru subiecte și momente de rugăciune. În numele Domnului Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Vă salut, pacea Domnului, bună dimineața! Mulțumim Domnului că suntem la biserică, chiar dacă vremea nu e atât de frumoasă afară, nu? E atât de greu să ieși afară din casă când plouă, când vezi că e așa frig, nu? Și în casă poate e cald și e bine. Însă slavă Domnului că am venit la biserică și, vedeți, mult mai important decât venirea noastră aici este ce avem să-i spunem Domnului cât timp suntem aici, nu? Adică dacă venim la biserică și nu avem nimic să-i spunem Domnului, oare de ce am venit, nu? Poate săptămâna aceasta am avut probleme foarte serioase acasă, nu? Sau poate avem săptămâna care a trecut am constatat că avem ceva probleme de sănătate și am venit la biserică să-i spunem Domnului despre problemele acestea. Sau săptămâna trecută ne-am dat seama că cineva din familia noastră are o problemă și am venit la biserică să-i spunem Domnului despre problemele acestea. Sau săptămâna care urmează vom avea, eu știu ce, provocare serioasă sau la servici vom avea ceva mai greu de lucru sau eu știu ce anume va fi, vom avea de făcut. Am venit la biserică să-i spunem Domnului despre lucrurile acestea. Dar dacă am venit și nu avem nimic să-i spunem Domnului la biserică, atunci avem o problemă serioasă. Totuși, îmi place să cred că fiecare dintre noi, astăzi, vom avea foarte multe lucruri să-i spunem Domnului, pe lângă ceea ce are El pregătit să ne spună nouă, dar noi avem o mulțime de lucruri să-i spunem, să ne descărcăm, poate să ne mărturisim și să-i cerem ajutorul pentru săptămâna care urmează. Haideți să deschidem cuvântul Domnului dimineața aceasta, în Luca, la capitolul 2. Iar de aici vom citi de la versetul 41. Luca, capitolul 2. Începând cu versetul 41.
Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit de la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorcea acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lui de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rude și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut, părinții lui au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iar iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Vedeți, se întâmplă un lucru foarte interesant. Copilul, până pe la vârsta de 10-12 maxim, dar nu ajunge la vârsta de 14 ani, tot timpul este împreună cu părinții lui. Nu? Rare ori când se duce într-un mediu necunoscut să plece de lângă părinții lui, hai hui, așa, nu? Doar dacă e vreun mai năzdrăvan, mai îndrăzneț, dar restul, majoritatea dintre ei, stau cu copiii, cu părinții lor, da? Stau pe lângă ei, mai ales pe lângă mama, nu? Băieții sau așa mai departe, nu? N-au curaj. Cum cresc și se apropie de 12, 13, 14 ani, deja se sesizezi cum se creează o distanță, nu neapărat emoțională, dar tânărul sau adolescentul începe să se depărteze de părinți și începe să iasă el aventurier și să plece, nu? Să vadă că are încredere în el, că și el are personalitate și are voință și are, cum să spun eu, poate să-și decide singur unde merge și ce face. Deja de la 14 ani încolo până pe la 18 ani, perioada asta a adolescenței foarte tumultoasă în care nimic nu-i convine, iar apoi de la 18-20 începe să-și mai revină. Chiar acum, în iarnă, am avut o tabără de adolescenți și era unul dintre ei, aveam în jur de 16 ani și trebuia să mergem într-o drumeție și el vine la mine și spune, zice, nu vreau să merg. Și aveam o regulă noi cu toții, măi, când mergem cu toții, nu stai și dormi în cameră sau te uiți la filme sau știu altceva, nu, când facem un lucru, îl facem cu toții. Și am început să stau de vorbă cu el și am început, ca în final să-mi spună, știi, am făcut un pariu cu prietenii de cameră că eu pot să fac ce vreau eu, nu trebuie neapărat să ascult de tine. Și în final am mers, n-a avut nicio problemă, dar pur și simplu orgoliul lui a vrut să iasă în evidență. Ei bine, suntem din nou în Luca capitolul 2 și ne întrebăm, oare aici avem de a face cu un orgoliu al lui Iisus? Hai să rămân și eu singur. Am 12 ani, sunt deja așa un pic tânăr, să arăt că pot să fiu și eu pe picioarele mele. E vorba de o lipsă de legătură cu părinții lui sau altceva aici? Vedeți, când eram mic, tot timpul auzeam la biserică, de faptul că Iisus Hristos era dependent de Tatăl Lui. Și aici se vede foarte clar lucrul acesta. Iisus Hristos nu că nu era dependent de părinții Lui, El îi respecta. Dar aici, dependența de Dumnezeu a depășit dependența de părinți. Și L-a spus, voi știați că eu sunt dependent de Tatăl meu Ceresc? Eu de asta am rămas aici. Ei bine, și eram mic și la biserică auzeam, Iisus era dependent de Tatăl, iar noi trebuie să fim dependenți de Dumnezeu. Și acum vă spun la modul cel mai sincer, când auzeam, atunci când eram mic, lucrul acesta, mă cutremuram. Mi se părea cel mai îngrozitor lucru. Adică în fiecare dimineață trebuia să-i spui lui Dumnezeu tot ceea ce vrei să faci sau să-i ceri lui Dumnezeu acordul și sprijinul în tot ceea ce vrei să faci. Mi se părea că a fi dependent de Dumnezeu înseamnă tu să nu mai ai propria ta voință. Cum să spun eu, să ai propriile tale preferințe, hobby-uri. Nu, trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu. Mai mult decât atât. La mintea mea de copil, mi se părea că a fi dependent de Dumnezeu
Înseamnă să, tu să nu te mai bucuri de nimic din ceea ce faci. Pentru că auzeam eu că atunci când ai luat 10 la școală, trebuia să-i mulțumești Domnului, nu că ai tu vreun merit. Și eu mă gândeam, păi și eu cu ce mai rămân? Îi dau totul Domnului și eu? Eu cu ce mai rămân? Și uitați așa, eram foarte îngrozit de lucrul ăsta, a fi dependent de Dumnezeu. Oare ce înseamnă lucrul ăsta? Eu cu ce mai rămân? Până când am început să cresc și mi s-a lămurit în mintea mea ce înseamnă să fii dependent de Dumnezeu. Și la un moment dat, nu mai decid acum, puteți să decideți dumneavoastră, am dat peste o pildă așa de bine cunoscută de toți dintre noi, dar care mi-a cristalizat foarte bine în minte ceea ce înseamnă să fii dependent de Dumnezeu. Este Luca, capitolul 15, pilda fiului risipitor. Însă, de un timp încoace, am început să-mi fac un hobby din a citi versetele foarte cunoscute din Scriptură și să găsesc noi înțelesuri ale acestor versete. Pentru că știți când citim, Domnul e păstorul meu. A, da, știm, Domnul e păstorul nostru. E în regulă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Da, e bine cunoscut versetul. Dar nu ne mai spune nimic versetele acestea. Și stând și gândindu-mă la Luca, capitolul 15, pilda fiului risipitor, mi-am pus câteva întrebări. Este un detaliu acolo cu privire la fratele cel mare și spune așa, tatăl îi dă o replică fratelui cel mare, nu scuze, fratele cel mare îi dă o replică tatălui și zice, te-am slujit de atâția ani. Asta ne dă de înțeles faptul că el nu era un copil, adică nu era vreun băiat de vreo 18-20 de ani, ce mă tată, cam de la 14 ani te-am slujit. Pilda dă de înțeles că trecuse ani buni de când îl slujise. Deci băiatul avea, eu știu, în jur de 30 de ani, poate. Nu intrăm în detalii. De ce tatăl vrea să-i țină pe copiii lui tot timpul lângă el? Măi băieți, duceți-vă și voi la facultate. Măi băieți, hai să vă dau și voi un pogon sau o arie sau eu știu cât să vă dau voi acolo și vă apucați de lucru. Vă faceți o casă. E treaba voastră. Nu stați până la 50 de ani lângă mine ca părinte, nu? Orice părinte, când copiii ajung la o anumită vârstă, își doresc să facă un rost copilul lui, nu să-l țină lângă el. Și mi-am pus întrebarea, de ce insistă tatăl să stea lângă el copilul? De ce insistă atât? Însă, am găsit un detaliu foarte interesant, tot în pilda aceasta, tot în dialogul dintre fratele cel mare și tatăl de la sfârșit. Tatăl spune așa, zice, toată avuția mea este a ta. Deci tatăl îi spune fratelui cel mare, măi băiatule, eu insist ca tu să stai pe lângă mine tocmai pentru că tot ce am eu este al tău. Și uite-te la fratele cel mic. Eu i-am dat avuția mea și pentru că n-a stat pe lângă mine, s-a dus tot. Ei bine, tot în ce? Și bunătățile sau binecuvântările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. Ei, acum aș vrea să vedem cine face conexiunea. Conexiune între ce am spus despre pilda fiului risipitor și faptul că bunătățile se înnoiesc în fiecare dimineață. Și acum întrebarea, de ce trebuie să fim dependenți de Dumnezeu în fiecare dimineață? Cine a prins ideea? De ce trebuie să fim dependenți de Dumnezeu în fiecare dimineață? Exact. Vine Dumnezeu și ne spune așa, oameni buni, eu vreau ca în fiecare dimineață voi să fiți dependenți de mine. Nu pentru că mă interesează pe mine să-mi faceți listă cu tot ceea ce faceți, planul, cu tot ceea ce faceți, voi să n-aveți nimic, voi să-mi dați mie totul. Nu asta îl interesează pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune așa, oameni buni, în fiecare dimineață, avuția mea o am pregătită pentru voi. Dar eu n-am cum să vă pun la dispoziție avuția mea atât timp cât voi nu sunteți dependenți de mine. Și atunci vine tatăl și spune, oameni buni, în fiecare dimineață, dacă vreți să beneficiați de protecția mea, binecuvântările mele, Duhul Sfânt care să te mustre sau să te inspire, tot ocaziile, oportunitățile, tot ce am eu ca Dumnezeu, dacă vreți să beneficiați de ele în fiecare dimineață,
atunci fiți dependenți de mine. Și atunci planurile sau gândurile mele de copil asupra ceea ce înseamnă să fii dependent de Dumnezeu se schimbă radical. Pe Dumnezeu nu mai interesează să mă țină pe mine, scuzați expresia, sub papuc, ci pe Dumnezeu îl interesează să-mi ofere mie în ziua respectivă câte depune Dumnezeu așa multe eforturi ca într-o zi să mă ducă în cer. Pentru că spune el, eu am agonisit în ceruri o avuție întreagă. Și vreau ca să te duc acolo, nu ca să-ți arăt câte străzi de aur am eu, câte planete am, câte păduri, câți copaci, câte case, să vă arăt vouă câte am eu acolo agonisite. Ci eu vreau să vă duc în cer pentru ca să împart cu voi toate aceste lucruri. Și atunci înțeleg de ce vrea Dumnezeu în fiecare dimineață să fie noi să fim dependenți de El. La un moment dat, un frate de-al nostru avea o replică foarte interesantă. Zice, mă întreb cum se face că dacă noi avem un Dumnezeu atât de bogat, de multe ori noi, copiii lui, suntem atât de săraci. Și desigur, asta nu implică doar partea financiară, cu toate că implică și asta, nu doar partea financiară, ci și bogați intelectual, educațional, sufletește, emoțional, spiritual și toată gama, familial, toată gama. Cum se face că noi nu suntem așa de bogați cât timp avem un Dumnezeu atât de bogat? Și răspunsul e unul foarte simplu. Păi cum să fim bogați dacă nu suntem dependenți de Dumnezeu ca să ne dea toate lucrurile acestea? Biserică de dimineață și vrem să fim dependenți de Dumnezeu. Dacă ne formăm obiceiul ca în fiecare dimineață să studiem și să ne rugăm și să intrăm într-o legătură foarte strânsă cu Dumnezeu, asta nu este un simplu ritual liturgic sau, eu știu, personal al nostru. Asta nu e un simplu ritual, ci reprezintă o dedicare a noastră rugându-L pe Dumnezeu să beneficiem de tot ce are El. Și e gata să ne-L dea și să ne promită în fiecare dimineață că ne va da locul acesta. Amin. Haideți să ne rugăm cu toții. Eu știu 3-4 persoane care vor să se roage, dar am rugămintea fără fraze din alea istorice, da, în care îi spunem lui Dumnezeu același lucru de atâtea ori. Haideți să îi spunem chiar ce ne preocupă, da, și ce avem pe suflet, să spunem Domnului. Se anunță 4 persoane ca să nu... să ne intercalăm apoi. 4 persoane care vor să se roage, da? Fratele, 1, 2, 3 și încă o persoană, 4, da? În ordine aceasta ne rugăm. Ne plecăm pe genunchi, am înțeles că așa este, da? Să ne dai înțelepciune, pricepere, să înțelegem că tot ceea ce faci, o faci din dragoste, Doamne. Amin. Nu dorești ca să fim ai tăi, pentru că vrei ca să ne folosești, să faci ceva din noi, ci dorești ca să faci copiii tăi din noi. Amin. Ca să ajungem din nou cum am fost creați, Doamne, când am fost creați după chipul și asemenea ta. Ajută-ne. Amin. Ca să putem ajunge la aceste calități, Doamne, ca să se mănăm cu Tine, cu Domnul Iisus, cu Duhul Tău ce Sfânt, Doamne. Amin. Binecuvântează întreaga biserică pe toți. Ajută-ne, Doamne, Doamne, să știm că Tu ești singurul Dumnezeu, Tu ești Tatăl nostru, Doamne. Amin. Eu doresc să-ți mulțumesc în această dimineață pentru că ne-ai răscumpărat prin Domnul nostru Iisus Hristos și ne-ai înviat, ne chem la Tine. Ne-ai dat din nou dreptul, Doamne, ne-ai dat în primul rând pe Domnul Iisus, care și-a vărsat sângele pentru noi, ca să fim copiii Tăi și să asemănăm din nou. Amin. Te rog foarte mult să ne ierți pentru că
fratele nostru. Să ne binecuvânteze în acest sabat, să ne ajut, să ne bucurăm împreună cu tine și să luăm aminte la tot ce ai pregătit pentru noi astăzi, ca să te lăudăm, să te preamărim întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru atâtea răspunsuri la rugăciunile noastre. Îți mulțumim pentru căsătoria lui Ghiță, te rugăm să-l binecuvintezi, să îi ajut să rămână amândoi credincioși și copiii devotați lucrării tale. Te rog acum pentru Les și pentru Mariana, Doamne, Tu știi situația în care se află, starea lor de sănătate, de boală, mai bine zis, te rog să-ți întinzi cu mâna vindecătoare și să din patul de suferință. Mulțumim că Tu vei face mai mult decât te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Slăviți să fii Tatăl bun pentru devoționarul din această dimineață, care ne arată ce trebuie să facem ca să depindem de Tine. Amin. Ne binecuvântă în scopul acesta ca, într-adevăr, dependența de Tine să nu lipsim din casa de rugăciune. Amin. Să nu lipsim de la binecuvântările pe care Tu le pregătești în fiecare zi și în sabatul Tău. Amin. Îți mulțumim și Te lăudăm, Tatăl bun. Tatăl bun, în continuare, rămâne cearele tale plin de recunoștință și de mulțumire pentru tot ce ai făcut pentru noi. Amin. Îți mulțumim pentru binecuvântările care vești să noi în fiecare dimineață. Amin. Îți mulțumim de făgăduințele, că Tu în continuare vei face lucrul acesta. Amin. De ceea te rugăm ca să ne binecuvânezi cu Duhul Tău cel Sfânt, ca El să ne dea înțelepciune, ca să înțelegem zorile care vreți să ne dai și astăzi. Amin. Te rugăm să binecuvântezi școala de sabat, să binecuvântezi, să faci să simțim binecuvântările sabatului Tău cel Sfânt, să putem slăbi numele Tău cu viața noastră. Amin. Te rugăm pentru toți cei dragi ai noștri, să îi îmbrotești, să-i binecuvântezi cu înțelepciune, să te cunoască cu tine. Amin. Să rămânem lângă tine și împreună să ne pregătim pentru revenirea ta. Amin. Binecuvântează lucrarea ta. Amin. Binecuvântează pe cei ce s-o stănesc cu lucrarea ta. Și pe Amin. Care să-ți dea seama că au obligație față de tine. Amin. Și facă lucrarea care mi-ai chemat și să putem să încheiem lucrarea, să poți veni să iei copiii tăi în împărăția ta. Amin. Unde dorim să fim împreună cu toți cei dragi ai noștri. Amin. Și o veridicie întreagă să-ți vădim numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin. Mulțumim, Părinte, Bun din Cer, că din nou ne faci această bucurie ca și în această dimineață sfântă de sabat să ne întâlnim cu Tine aici în biserică. Amin. Vreți să mulțumim pentru binecuvântările tale, suntem sănătoși, putem să fim la picioare tale și în această dimineață. Amin. Te rugăm, Părinte din Cer, pentru frați și surorile noastre care sunt pe sau sunt bolnavi. Amin. Te rugăm, Tatăl din Cer, Sibin. Amin. Din nou în capul la bună. Îți mulțumim că Tu nu încetezi să ne binecuvântezi în fiecare zi. Amin. Ajută-ne să înțelegem acest lucru și să păstrăm acest legământ cu Tine. Amin. Comenzi că ascult rugăciunile noastre și le completezi. Ne încredințăm pe care Tale Sfinte ca Tu să conduci pe fiecare din Biserică. Amin. În numele Sfântul Domnului Iisus Hristos te rugăm să privești rugăciunea noastră și să o completezi. Amin. Amin. Tatăl din Cer, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus să-ți mulțumim pentru făgăduința de a fi în mijlocul nostru. Amin. Te rugăm, Doamne, să ai milă și durare de surorile și frații care lipsesc în această zi pentru că sunt bolnavi. Amin. Tu, Doamne, îi cunoști și de aceea te rugăm și mijlocim pentru ei înaintea Ta. Amin. Ca Tu să le redai sănătatea și puterea, ca să continue să facă în continuare lucrarea Ta. Amin. Îți mulțumim că ești singurul care poți să faci minuni, poți să aduci vindecare celor care o doresc și o cer de la Tine. Amin. De aceea îți mulțumim și noi și îți aducem toată lauda și închinarea pentru tot ce ai făcut și vei face pentru noi. Amin. Te laud, Doamne, și mulțumesc, Doamne, că suntem la picioarele Tale. Binecuvintează biserica Ta, Doamne, binecuvintează pe fiecare frate și pe fiecare soră. Binecuvintează pe pastor, binecuvintează pe bolnavi Tău, Doamne. Binecuvintează pe sora Terezia și pe familia, Doamne. Te rog frumos, Tu să fii medica bună. De la Tine ajutor să vindești, Doamne. Te rog frumos, cu prezența Ta, Doamne, și cu pacea Ta, Doamne. Te rog frumos să binecuvintești și pe fratele Sabin, pe fratele Murgoi, pe fiecare frate, Doamne. Binecuvintează și familia mea, Doamne. Te rog frumos
Ajută să vine la picioarele tale, Doamne. Fără tine nu avem nicio valoare, Doamne, te rog. Să vine cu mine și pe gabă, Doamne. Și care am plecat pe lunga ta, Doamne, te rog frumos să aduci înapoi la biserica ta, Doamne. Amin. Te lau și mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Amin. 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 Mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta de sabat. Și vrem să spunem că ne simțim tare bine cu tine la biserică. Amin. Te vorbește-ne tu sabatul acesta, dă-ne tu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne săptămâna viitoare să avem o săptămână fructuoasă, plină de succes și plină de devotament față de tine. Amin. În numele Domnului Hristos te-am rugat. Amin. Amin. Mă bucur că este acest duh de rugăciune în biserică. Mi-ar plăcea tare mult să ne întâlnim cu toții marți seara. Acolo avem posibilitatea să ne rugăm mult, suntem mai puțini și putem să exersăm acest dar al rugăciunii într-un mod deosebit, așa că în această dimineață o invitație specială pentru mine la o bucățică din averea lui Dumnezeu. Putem să gustăm marți seara, este o oră binecuvântată în care avem ocazia să ne rugăm. Vă invit să intonăm în continuare imnul 69, Caroua din zori ce coboară pe flori.
minunat este că vremea dinăuntru nu depinde de vremea de afară. Și când mă refer la vremea dinăuntru, nu mă refer doar la spațiul bisericii, ci și aceea din sufletul nostru. Dumnezeu poate să facă senin în sufletul nostru și vreme bună, chiar dacă afară plouă sau sunt furtuni. Și lucrul acesta nu are legătură doar cu meteorologia, ci și cu experiențele de viață. În virtutea unui obicei frumos în biserica noastră este timpul pentru a spune experiențe, pentru a lăuda pe Dumnezeu și am vrea să oferim posibilitatea și în dimineața aceasta să ne exprimăm recunoștința noastră față de Dumnezeu. Sunt convins că a lucrat în viețile noastre și în săptămâna aceasta. A fost moment în care am putut să spunem aici a fost mâna lui Dumnezeu. Și am vrea să încurajăm pe cei care doresc să spună o experiență, o mărturie, un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Sunt convins că există. Personal am și o experiență în această săptămână, dar aș vrea să acordăm prioritate dacă din sală există vreo dorință. Până ne decidem, aș vrea să povestesc o experiență. După cum spuneam și aseară, săptămâna aceasta am fost la un program de vizitare în spitale și în timp ce ne îndreptam către Spitalul de Oncologie din Târgu Mureș, mă rugam ca Dumnezeu să mă conducă la acea persoană care are nevoie și poate ca să beneficieze de efortul meu. Și chiar am simțit că Dumnezeu a lucrat în felul acesta. Am intrat într-un salon unde era un bărbat la 65 de ani, venit doar de o zi în spital, transferat pentru cancer la plămâni, o boală mai veche, de 2 ani de zile, care tot revenea. Omul abia avea voce, practic vorbea în șoaptă și abia reușeam să-l înțeleg, însă totuși i-am ascultat povestea. Am înțeles că ceea ce îl dărâma cel mai mult era faptul că pentru prima dată venise atât de departe de casă pentru boala lui. Se simțea atât de singur acolo și părea atât de speriat, oare ce o să fie? Cei dragi îl aduseseră la spital, dar n-au putut să rămână cu dânsul și s-au întors înapoi, iar această persoană parcă era un copil speriat, singur, într-o lume nouă, necunoscută, la un spital nou, cu medici necunoscuți, fără să știe încotro se va îndrepta boala lui. Și după o discuție deschisă și după ce mi-a povestit această istorie, l-am întrebat dacă s-ar bucura să mă rog pentru el, lucru care l-a acceptat cu bucurie, iar după ce m-a rugat, a fost atât de eliberat și de fericit și mi-a spus de 2 ori, Dumnezeu v-a trimis la mine. Și am văzut ce minunat este ca să ne lăsăm conduși de Dumnezeu și uneori nu ia mult timp ca să poți să trăiești această experiență, să vezi că ai fost de folos în 10 minute, în 15 minute unei persoane. Sper ca asemenea experiență să trăim și aici în Cluj, cu cei care vor dori să reîncepem activitatea în spitale. Dacă cineva dorește să ne spună o experiență, să ne mai spună cumva o experiență, dacă nu, îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru lucrarea sa în viața noastră și cred că meditația de dimineața aceasta legată de dependența de Dumnezeu va crește numărul experiențelor în viața noastră în măsura în care dependența noastră de Dumnezeu va crește. Amin. Toamna a venit, în mod sigur, cu vreme schimbătoare. Este sezonul ploilor, al vânturilor puternice, al temperaturilor în scădere vertiginoasă și al durerilor de genunchi, de spate, asociate cu această vreme rece. Persoanele afectate de reumatism resimt din plin schimbarea vremii și prezic adesea momentele în care urmează ploi sau variații de temperatură din cauza durerilor articulare asociate cu aceasta. Reumatismul se identifică de cele mai multe ori cu o durere la nivelul articulațiilor membrelor inferioare sau superioare. Deși manifestările generale sunt similare, indiferent de factorii care îi declanșează, cauzele reumatismului pot fi multiple. Specialiștii au împărțit aceste cauze în 7 mari categorii.
Una dintre categorii este reprezentată de reumatismele infecțioase. Anumite virusuri sau bacterii pătrund la nivelul articulațiilor și determină dureri. Cea de-a doua categorie cuprinde reumatismele inflamatorii cauzate de o reacție imunologică a organismului la anumite probleme ce determină o inflamație a articulațiilor. În cea de-a treia categorie sunt incluse reumatismele microcristaline, care apar din cauza prezenței cristalelor de acid uric în perimetrul tendoanelor sau articulațiilor. Acolo se găsește foarte, foarte mult acid uric. Frigul favorizează cristalizarea acidului uric, ducând astfel la inflamații la nivel arterial și la episoade dureroase. Uzura și degenerescența articulațiilor, precum și efortul fizic prelungit, sunt factori care dau naștere la reumatismele degenerative. Din ultimele două categorii fac parte atingerile inflamatorii periarticulare, respectiv afecțiuni hematologice sau tumori, ce pot determina dureri la nivelul coatelor, genunchilor, la nivelul tuturor articulațiilor. De ce schimbarea vremii duce la apariția durerii? Scăderea temperaturilor și umezeala lăsată în urmă de ploi sunt însoțite de obicei, așa cum bine știm, de dureri articulare. Motivele pentru care apar aceste dureri nu sunt încă bine elucidate, însă cercetările care au abordat acest subiect au observat o legătură între acestea și scăderea presiunii atmosferice. Articulațiile afectate de reumatism produc lichid în exces, în defavoarea țesutului cartilaginos, care ar împiedica frecarea și erodarea acestora, iar articulația devine umflată și caldă, aceasta fiind un răspuns inflamator. De aceea, valorile mai mari ale presiunii sunt mai greu de armonizat de o articulație cu probleme decât de o articulație în care echilibrul între țesutul cartilaginos și lichidul articular este una bună. O altă posibilă cauză a apariției durerilor articulare odată cu răcirea vremii este și contractarea vasoconstricția, contractarea vaselor de sânge, care duce mai departe la contractarea musculaturii și afectarea articulațiilor, ceea ce determină intensificarea durerii. Ce avem de făcut pentru a scăpa de aceste dureri? Un prim pas este a scădea în greutate. Kilogramele în plus trebuie purtate de genunchii, picioarele noastre, tot corpul luptă cu acest exces de greutate și de aceea scăderea în greutate este primul. Exercițiile fizice zilnice conferă tonus și întăresc mușchii și oasele. O alimentație echilibrată. Încercați să eliminați cât mai mult alimentația cu carne și să profitați de fructele toamnei. Să nu lipsească fructele și legumele toamnei de la dumneavoastră din casă și de pe farfurie. În fiecare dimineață faceți o plimbare la piață, ați rezolvat și problema cu exercițiul fizic zilnic și veți avea în casă, veți putea profita de fructele de sezon. Ca adjuvant, pe lângă regimul igienodietetic, sunt tratamente antiinflamatorii, infiltrații ce se pot face la acest nivel. În cazul prezenței gonartrozei, este posibilă chiar și intervenția chirurgicală. Dar putem să evităm toate aceste lucruri având un stil de viață sănătos. Amin. Am văzut în studiul de săptămâna trecută, precum și în cele anterioare, că redeșteptarea autentică duce la reformă. În primul rând, la reforma interioară a minții și apoi, ca rezultat, la reforma comportamentului. Nu putem ajunge la extreme sau să inversăm ordinea gândindu-ne că reforma interioară este cea mai importantă sau să începem reforma pe din afară uitând de reforma interioară. Ambele sunt importante. Mondială este invitată în aceste timpuri să trăiască o redeșteptare autentică. Iar cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să încep să mă uit la cei de lângă mine. Orice reformă începe de la mine, nu de la cei de lângă mine. Dacă Dumnezeu face minunea schimbării comportamentului și gândurilor mele,
fratele meu care este lângă mine va fi motivat să facă același lucru. Îi ajutăm pe ceilalți să se schimbe prin exemplul vieților noastre schimbate prin Iisus Hristos. Amin. Studiul Bibliei la rând continuă de la Psalmii 44 la Psalmii 51. Soarele apune la ora 19:25. Rugăm diaconii să treacă la strângerea darurilor pentru școala de sabat. Dumnezeu a știut că odată cu intrarea păcatelor în lume, conflictul era unul dintre consecințele acestui fapt. Și odată cu apariția conflictului, Dumnezeu a găsit cea mai eficientă și cea mai bună cale de a găsi rezolvarea conflictului, acordarea iertării. Provocarea din această dimineață este să mergem pe urmele pașilor lui Dumnezeu și să descoperim care sunt metodele și căile de a rezolva un conflict. Suntem invitați ca la ora 11:15 să încheiem studiu. Vă doresc un studiu plăcut, alături și în compania lui Dumnezeu. Amin.